Salut! Astăzi vă iau cu mine într-o călătorie la business class, de la București până la New York. Haideți să vedeți cum se petrece toată acțiunea cu Turkish Airlines. Totul începe aici, în zona terminalului non-Schengen, unde există și un lounge. O să vedeți mai câteva cadre din lounge. Și continuă cu îmbarcarea. Hai să vedem cum arată business class-ul Turkish Airlines până la Istanbul, unde avem escală 2 ore și apoi business class-ul până la New York. Să înceapă vlogul. Besos! Asta este zona din aeroport non-Schengen. Pe aici se zboară cu Qatarul, se zboară cu Tarumul, desigur, dacă tu ești la Istanbul, se zboară cu orice în afara spațiului Schengen. Hai să vedem unde e lounge-ul ăla. Uite aici e lounge-ul. Scrie go to gate, dar îmbarcarea se face în vreo 20 minute. Hai să vedem și noi cum e lounge-ul ăsta de aici. Business lounge-ul de în zona asta. Se numește Salon Business Satelit. Ia să vedem. Satelit. Ia cu ce intră aici? Uite, noi și noi și aici putem să intrăm cu Visa Gold. Vrei de stat, Palpi? Dă-mi un Lipton cu ceai verde. Mulțumesc frumos. Bună ziua! Doamne, ce aventură am avut eu! Dacă vrei să vedeți ce aventură am avut cu pașaportul ăsta, mai exact, uitați-vă la vlogul de pe canalul Ionești. Acolo vedeți tot drumul până în state, unde ne-am cazat, unde toate cele. Doamne! Eu încă sunt sub imperiul emoțiilor. Eu stau pe locul 5A, Georgiana stă pe locul 5E. A venit o limonadă corectă. Pup, doamne Ionescu. Te pup și eu. Iubesc limonada asta de la Turkish. Vezi că nu e limonada, e limonada de... Ce scrie pe asta? De căpșune. De raspberry. Este... Da. Eu credeam că e limonada. Este fresh de zmeură. Am și o căpșună înăuntru. De aici a fost și confuzia mea. În fine, vreau să zic că chestia asta ar trebui îmbuteriată și vândută în magazine. Este excelentă. Am scris frumos pe Insta? Asta v-am citesc. Am postat ceva așa pe Instagram, că m-am plecat fără Noel și că... E vorba aia, cu un ochi plâng, cu altul râd. Invers, cu un ochi râd, cu altul plâng. Am ochii roșii. Și eu și George, nu avem ochii roșii. Și fetele astea care trec stewardesele, cred că se uită la noi și zic, bă, ăștia plâng de fericire că sunt și ei la business class. Nu că noi facem schimb de poze cu Noel, ne arătăm, uite poze. Pahar de sticlă, da? Dacă murile sunt din metal. Un nivel. Aici avem așa. Noi vom zbura cu două tipuri de avioane și cu două tipuri de business class, să zic așa. Asta este tipul ăla nou, cu, cum să zic, cu cucunurile astea foarte drăguțe, fix cu un model de ăsta am zburat când am fost în Bali. Atunci eram cu Noel. Avionul este un Airbus 350-900 și haideți să vedeți cum arată cucunul ăsta. Și când urcăm zbor pe New York, o să vă arăt cum arată cucunul ăla, care de fapt nu e pe un cucun, arată altfel. Hai să vedem cum arată cabina. Aici avem spațiul de depozitare. Avem priză, port USB-A, din păcate eu am încărcător USB-C, USB-C, deci nu mă ajută. Și de chestia asta nu mi-aduce aminte, ai locker, poți să-ți pui aici cifru și... Ai loc, ai chestiile securizate, că te duci până la baie și toate cele. Aici avem telecomanda. De aici se întâmplă toată treaba, dar mi se pare că ecranul este oricum cu touch. Da, ecranul e cu touch. Aici ai butoanele de lumină pentru scaun, să se lase scaunul la 180 de grade, ca să poți să dormi. Ai buton de do not disturb, dacă vrei să dormi și nu vrei să te deranjezi de stewardesa, desigur. Și aici cred că este butonul să chemi stewardesa. Ăsta este butonul ca să oprești display-ul. Pac! L-am pornit. Pac! L-am oprit. Shortcut-uri. M-ai ajutat niște shortcut-uri de-astea în viață. Și avem aici pentru sacou, pentru geaca, să spui frumos. Cuier. Can I have a gin tonic? Sure. Ice lemon? It's like ice lemon. Yes, both. It's great. It's great for it's breakfast. 10. It's 10? It's 10 a.m. You know the word. It's 5 p.m. somewhere.
pentru că este 10 dimineața, desigur vom servi breakfastul, adică micul dejun. Asta este meniul în engleză aici. Și pe partea de băuturi avem vin, bere, whisky, avem și bourbon, gin, vodka, haraki. Nice! Ce avem acolo? Vin alb. Ginul meu tonic refuză să vină. Când am fost în Bali, le-am băut toată apa tonică. Gin mai aveau. Pentru scaunele astea ai centură și ca la mașină. Adică ai o dată aici jos. Și așa. Asta e mișto când dormi. Te lași frumos pe spate. Bam! Șlafă. Văzut șmecher. Văzut. Dacă n-ați văzut Soul, e o bijuterie 5-5, recomand. Avem frumos Wi-Fi la bord. Când zbori la business, ai și internet. Nu mai știu cât, un giga sau ceva genul. Îți introduci numele de familie și numărul scaunului. E conectat? Da. Ce fericită e, uitați-vă la ea, are internet. George, eu nu-mi țin. Îi dai internet? N-are nevoie de Chanel, de Maybach, de... Dă-i puțin internet, dă-i Wi-Fi în avion și gata. Ai cucerit-o. Am întins civilizat. Vine și micul dejun acum. Sper eu și ginul tonic. Thank you very much. Ce avem noi aici? Avem un soi de plăcintă cu brânză. Ceva cu spanac, cred. Ardei iute pe plită încinsă. Roșie coaptă. Legăm mai frumos. Două roșii, un castravete, niște brezică, cașcaval, niște mușchi, cred. Șuncă, nu-mi dau seama. Joia zice că e șuncă. Eu am zis că e mușchi. Da. Cum avem noi mușchi țigănesc așa. Aici avem niște fructe frumos, măslinuță, unt cu dulceață, cred că e de capșune. Și asta e chia, cred. Geule? Asta e chia, nu? Budinca de chia. Ce să zic, m-am culturalizat și între timp, mai știu și un alt acum. De mâncarea pe care o mănânci. Mi se pare că e un respect față de mâncarea pe care o mănânci, mâncând cu mâna. Ești conectat altfel cu ea. Așa sunt eu. Foarte bun. Sunt 6 cu ferința. Bun. Turkish Airlines. Sunt impecabil pe mâncare. Delicios. Delicios. Nu.
Nica frumos caldă. Soia și piper, da? Aceste mini solnițe sunt ceva, ceva special. Mâncarea a fost delicioasă. Budinca de cheia excelentă, deci tot și măslinele impecabil. Delicios. Felicitări, Traicheș, ca de obicei, la nivel înalt. De fapt, nu. Felicitări, Traicheș, ca de obicei, ești la înălțime. Bădăm. Îi spuneam lui Marian că e prima dată când mă bucur și eu de această experiență, că în dățile anterioare eram cu Noel, care era peste tot în taba mea. Am mâncat micul dejun și gata, te-ai zis la Istanbul. Tu ai zis ori și mai puțin două ori zbor, adică... Ți-a capac. Dacă zborează la Istanbul cu Turkish Airlines, să verificați, că nu mai știu dacă așa este, dar pe vremuri mergea, puteți să vă faceți upgrade la business cu 100 de euro. Și experimentați și voi toată povestea asta, timp de o oră, în caz că n-ați experimentat până acum. Și din punctul meu de vedere chiar merită, pentru că trebuie să vedeți cum e de cealaltă parte a perdelei, cum zic eu. Dar pe ei să nu se numește chestia aia. E super tare experiență. Așa că țineți minte și neapărat instalați-vă aplicațiile companiilor aeriene cu care zborați. Pentru că înainte de zbor, cu câteva ore, poate chiar cu o zi, uneori mai vine o ofertă de upgrade la business. Noi, de exemplu, când am venit din New York data trecută cu Air France, ne-a costat 400 de euro, mi se pare, Paris, upgrade. Și am zborat frumos, am dormit alea, link în descriere câte clipul pe care l-am făcut atunci. Prototip cu Mariciu, m-am bupat, da și voi la băblată cu lămâie. Și mai avem un zbor, cred că de 10 ore sau ceva de genul. Hai să vedem mai întâi de toate cum e business class-ul de pe aeroportul Atatürk. L-ați mai văzut dacă v-ați uitat la vlogul cu plecarea în Bali cu business class-ul Bali, link în descriere să vedeți cum a fost. Hai să vedem, poate s-a modificat ceva între timp. Și după aia New York. Ce frumos arată colțișorul ăsta din aeroport. Caimac. Superb. Știu turcii, frate, știu. Știți cum e aici în aeroport? Ăla e loc de joacă pentru copii, mi-a arătat georgiana acum. Oh my god. Este imens. De câte ori vin în aeroportul ăsta, sunt la fel de uimit. Ia uite, Cerme, Liviu Vasilică, sunt toți băieții aici pe zonă. Și căsuță, loc de joacă pentru copii. Dacă tot eram în aeroport, am să văd și eu cum stă la mână cu un Omega, cu un Speedmaster, ceasul care a ajuns pe lună, da? Da, o bijuterie. Îmi place foarte mult, foarte, foarte mult ceasul, mai ales că are și o istorie. Însă, nu știu cum să spun, nu găsesc utilitatea pentru tahimetru, sau cum se zice, tahimetru, pentru că nu o să-l folosesc niciodată la adevăratul potențial, la fel cum e și Rolex Daytona. Mi se pare că e doar flexing acolo. Adică un Rolex corect pe care visez să mi-l cumpăr și e pe listă și o să mi-l cumpăr este Rolex GMT Master 2, cel cu roșu și albastru, care nume, în popor poartă numele de Pepsi. Oare de ce? Pentru că GMT-ul ți arată... Oh, ce bine mers. Pentru că GMT-ul ți arată fusurile orare, adică ți arată pe ceas poți să vezi 3 fusuri orare, până la 3. A fost un ceas gândit pentru piloții, adică chiar a fost colaborarea Rolex și Pan American, pentru piloții de pe avioanele de linie Pan American, ca să țină mai multe fusuri orare la mână, cum ar veni. Adică ai istorie și și funcționalitate. Pe când ăsta are istorie, desigur, și pentru cei care sunt pasionați de domeniul auto și măsoare și alea, are utilitate, dar pentru mine nu. Înțelegi ce o să zic, nu? Scurtă completare, nu știu ce am zis eu Atatürk la aeroport mai devreme, că nu e aeroportul Atatürk, este Istanbul. Atatürk este fostul aeroport. Ia să vedem. Ai, bravo, Georgiana. Bă, băiete, bă, bine că te-am prins pe cameră, frate. Eram sigură că așa se poate. Ești incredibilă, bă, și atunci... Hai, lasă, te-ai distrat, ai făcut puțin sport, poate. Să dai ginul la jos. Lasă gălăgia. Eu sunt trandafiri, adevărat. Foarte frumos. Sunt adevărat? Da, sunt adevărat. A, uite ce frumos avem aici. Mi-aduc aminte de această zonă. Ai și un locker cinstit unde poți să-ți lași bagajele, ca să nu te cari cu ele după tine. Păi poți lăsa bagajul. No, eu poate mai stau pe lepte. Avem aici așa o zonă de separe. Uri. Avem și calculatoare pentru cei care se conectează la internet și n-au laptop sau alte device-uri. Ce mai avem pe aici? Un pian pentru mine, mare cântăreț, mare artist.
frigider chestii moca, apă, sucuri, iaurt, lăptic. Era o sete. Că nu mai putem. Noi când am fost aici data trecută, erau închise astea pentru că era noapte. Acum e zi, Doamne ajută, și vedem și noi mai multe chestii, mai multe bunătățuri. Multe mese, multe fotolii, canapele, zone de relax, zone de mâncat. Este cu adevărat un lounge extrem, dar extrem de generos. Uite, oamenii dorm. Pe aici pe acolo găsim tot felul de zone de snacks, de fructe. Cred că asta este fix limonada aia de-am băut eu, fresh-ul ăla de strawberries. Eu asta vreau. Oamenii, ca de obicei, duc ospitalitatea la nivel înalt, sunt super tari. Măsuțele astea așa specifice, turcești, dar alea de cafea, așa. Păi ca să ia tava să curețe ușor. Sunt practici, mă. Sunt deștept, vreau, mă. Eu am zis. Fiți atenți. Au și un simulator de zbor aici. Ce nebunie. Și au și un simulator de golf. Bă, mă lași. Hai să ne urcăm un avion, să mergem la New York. Să vedem cum e business class-ul pe Istanbul. JFK. Pentru cei care merg în state, există o preverificare, pentru că știți că Statele Unite, viză, chestii, trestii. Deci te verifică mai întâi aici, după aia ajungi la poarta de îmbarcare care era acolo. Și cred că, evident, acolo te mai verifică odată și... După că aici îi pune pe oameni să scoată chestii din bagaje. Aici am o parte și de un control corporal, s-a uitat în ghiozdan, a dat cu tot felul de chestii de alea pe laptop, că au un aparat special să verifice pe camere, pe electronice. Și așa, e puțin ciudat. Dar pe asta și m-am gândit, băi, până la pentru safety. Na. Cine știe ce înțelegere au ei, că în Paris, în Amsterdam nu pățește asta. Cine știe ce înțelegere există între Turkey și Statele Unite, în Turcia și Statele Unite și versus Europa. Și începe aventura. Hai să vedem cum stă situația. Sunt foarte curios. Și așa stă situația aici. Așa arată. E mai aerisit, nu? Da, se pare că e mai mult spațiu și e interacțiune altfel între noi doi. E și mai aproape de partener, ca să zic așa. Nu știu ce să zic, uite. Vorbim cu un Boeing 777-300 Air. Iar la business, situația asta în felul următor. Două scaune pe partea stângă, trei scaune centrale și încă două pe partea dreaptă. Versus zborul de dus încoace, sau cel cu care am zborat noi din Istanbul în Bali, de pasar, data trecută, care era 1 2, 1. Într-adevăr, este mult mai aeristă situația și chiar dacă nu este la fel de intimă experiența cum a fost pe celălalt zbor, faptul că e mai aerisit compensează din punctul meu de vedere. Pentru mine este important că mă pot întinde să mă culc. Contează că e capsulă, că e cum e aici, nu contează. Evident, avionul este puțin mai vechiuț și inclusiv butoanele sunt altfel, mai cu touch, adică sunt butoane. Ia uitați-vă. De aici se lasă scaunul. Piciu. Bam, 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 bam. Da. Aici avem telecomanda pentru display, pentru că display este într-adevăr mult mai departe. Avem și lumină pentru citit. Ce ai zis acolo? Ți-a dat la masaj? Avem masaj? Cred că asta e masaj. Așa pare. Încep să mă ajung la butan. Frumos aici, mi-am luat două cărți, desigur nu o să citesc două, dar în caz că mă plictisește una, mă bag în cealaltă. Acum, hai să decolăm, să vedem care combinați. Aici, unde îți pui pantofi, dacă nu vrei să-ți pui pantofi, poți să-ți bagi bagaj. Ghiuzdanem, la alea. Eu mi-am luat șlapi, am venit cu papuci de casă. Ce drăguț. Da, interesant. Spațios, foarte spațios, aerisit. Luxton. Chiar da. A venit meniul. Ce servim, doamna, astăzi? Aici avem un aperitiv care are mai multe chestii. Mozzarella și cu... Avem așa, roșii sherry, somon, creveți. Foarte bine. E bine. Sfeclă cu migdale, ăsta sunt chickpeas, sunt năut. Avem un aperitiv civilizat cu mozzarella, cu alea acolo văd. Apoi avem
Și niște miel, văd. Bă, avem de toate, nu? Hai, o să vedem. Uh-huh. Și înainte de aterizare mai avem niște chestii. Și uite, ăsta este meniul de băuturi. Soft drinks. Foarte frumos. Avem și niște papucei, corect. A venit băutoarea noastră preferată raspberry. Din univers. Fresh raspberry, nu știu ce. Cheers. Cu căpșunică în ea. Da. Vreau soft. O să beau la asta, mă plictisesc. Asta și gin tonic. Da. Sau auzi, putem să facem o combinație. Să cerem din asta, să cerem gin tonic, să facem noi în cocktail. Bravo. Hai că peste două ore tot aici mă găsești. Încercă să-mi pun gas. Vedeți ce soție creativă am când nu mai este sub presiunea lui Noel? Am reușit. Deci, până la destinație facem aproape 10 ore. 9 ore 54 de minute. În momentul de față, în New York este 6:27, în Istanbul este 1:27. Cam București, de altfel. Noi suntem pe același fus orar cu Istanbul. Da, o să ajungem pe la un 5, așa, în New York. Haideți să vedem ce avem în... Vanity kit. Yes. Detail, detail, care un sigiliu acolo, da. Așa, gata, l-am rupt. Iubesc astea. Da, și eu. Este de la Ferragamo. De la Salvatore Ferragamo. Da, da, este, este, este. Și avem așa. Oh, strugurel. Bun. Așa. Facial mist. Mă! O pastă de dinți. Foarte drăguț. Un elastic de păr. Ce bine s-au gândit. Și o loțiune de corp. Imediat. Avem și o periuță de dinți. Superb. O pereche de șosete și o mască de somn. Da. Deci are soțul aici, ia. Cremă de față? E tot facial mist. E un, da, e o cremă de față mai diluată. Lip balm, asta e balsam de buze? Da, ce am și eu, doar că pentru băieți. Pasă de dinți. De dinți. Ce ți-ai luat? Ce ai primit și tu? Body lotion? Da, cremă de corp. Da, și șosete și mască de somn de dormit pe alte culori. Da, probabil că dar mai e pe... ceva aici. Ia. Oh, dopuri de urechi. Ah. Și taiuț. Eu și... de ce n-am avut dopuri de urechi? Se le dau pe ale mele, asigur, eu nu le-ai găsit tu pe acolo. Ok. Da, și uite, e aici informații, chestii, taiste. Ah, ce drăguț. Să fie primite. Urmează 10 ore de opulență, doamna Ionescu. Abia aștept. Tradiționalul persopel. Eu aștept ginulețul. Uite, cineva chiar folosește șosetele alea. Tot timpul mă întreba cine și le pune. Eu, știi de ce? Pentru că eu am șosete scurte. Ține rece, frate! Asta e lungă, așa. Bravo, bravo, bravo! Au venit niște bunătățoi, niște caju, niște migdale. Mmm, delicios. Ah, și până la urmă am citit. M-am apucat de citit. Mai am puțin din cartea asta. Super recomandă, foarte bună. Inspirațional, așa. Îți pune gândurile în ordine și cum să evoluezi, să devii mai bun ca individ. Mici schimbări care fac care au efecte mari. Despre asta este cartea. Și mai am una cu istoria religiilor. După ce termin pasta, intră în aia. Cam așa vine mâncărica. Uitați-vă la Georgiana, ce încântată e. Arată totul. Da, e super. Tocmai ce mi-a adus aminte Georgiana de minunăția asta de combinație pe care urmează ea să o facă imediat. Ia zi, mami. Punem uleiul peste aceste mirodenii și mâncăm cu pâine și puțină sare, este genial. Da, deci urmează să facă Georgiana combinația. Luăm uleiul de măsline și îl punem aici așa frumos. Pun așa puțin mirodenii și vine Georgiana și pune niște sare. Cu microsolnița asta. Și după aceea... cu magnet. Apă, pune un magnet? Da. Cred că și data trecută ne-a minunat. Da. Da, frate, cât de tare e asta. Doar solnițele. Și pe aici pâine și o muie aici. Da, sau ține... Așa vrem noi să mâncăm, dar putem să folosim dressing-ul ăsta pentru ce o să vină, că avem salatele care sunt la aperitiv, dar pâinea caldă cu ulei și cu sare e ce trebuie. Este una dintre cele mai
bune chestii pe care le-am mâncat în ultima vreme. Și am mâncat o groază de chestii bune. Pâine înmuiat aici în uleiul ăsta de măsline cu mierodeniile astea. Doamne! Dacă aveam și puțin oțet balsamic. Deci cam așa stăteam cu aperitiv. Vine frumos cu căruciorul și înțelegi. Super! Băi, chiar o experiență fenomenală, foarte jur! Foarte bine, foarte bine, da! Deci, chiar tare! Stați cu ochii pe contul meu de Instagram sau pe canalele noastre de YouTube. Da, contul meu de Instagram, Mariciu. Dați acum un follow cinstit. Pentru că în momentul în care cei de la Turkish vor mai avea oferta aia Fly Fest sau ce mai au, că eu sunt abonat la ei și primesc notificări, o să vă anunț, o să pun pe stories, pentru că nu trebuie să ratați. Costă de 2 și un pic mai mult decât un bilet la economy, dar e o experiență extraordinară. Deci clar, m-am băgat și la supă, deci la mine o să fie jale aici pe masă. Mi-am luat supă, dar nu mai țin minte cu ce era. Este supă cremă de masăre, dar este cu stoc de pui, adică este cu baza supei. A, de la pui. Seama aia este, da, pui. Unde a fost fiert puiul. Da. Și... smântână și puțină verdeață. Da, eu am auzit ceva onion. Păi, bineînțeles că are, da? Și ceapă și tot felul de legume, dar... Da. Aici avem un lahmacun sau lahmacun, cum se zice. Ia da. Uitați, mama, am cerut două. Am cerut desigur niște roșii cu brânzică și cu ulei de măsline și avem și niște creveți. Iar doamna Ionescu? Mi-a luat și eu un Da, o salată. Aici este ceva de vită și ăsta cred e hren. Nu știu, vom vedea. Sau țelină ceva, nu știu, vom vedea. Super! Și aici mi-am luat pesto cu mozzarella. Minunat! Și desigur am luat un gin tonic. Mariciu pe Instagram, dați un follow și abonați-vă pe acest canal. Vă rog din tot sufletul să creștem, să facem canalul mare. Vreau să fiu cum era aia de pe TikTok, să ajung cum era mama. Vreau să fiu mare, vreau să ajung mare, vreau să... În fine. Este o supă inedită și delicioasă. Și cred că e prima oară când mănânc supă în avion. Hai să mănânc și eu. Vai de capul meu. Luați deci, doamnă. Luați cu totul ca să nu dai pe tine. Eu nu dau pe mine. Ia, hai să văd cum dai tu pe tine. Poate e văd turbulență acum. Te dai până și pe pilot, ia. Ce ai făcut cu ei eu? Mamă, primul gust e să se meceapă usturoi, se simte puiul și stocul de carne cu legume, după care se rămâne gustul de mazăre, cremos așa. Deci Georgiana nu știe ce e, dar e bună, ia. Bună, dar e o legumă. E țelină, ce e? Țelină cu oțet, oțetită. Da. Mamă, dar și condimentată. Dacă nu știu tu ce cu condimentele, nimeni nu mai știe. Cred că țelină e. Da, nu, spectaculos. Foarte. Spectaculos. În momentul adevărului scuiesc cum e la hmaciunul ăsta. Echilibrat din punct de vedere carne, lipie. Ce frumos se vede mâncărica soției. Ce e acolo, că nu mai știu. Paste umplute cu anghinară, cred, și cu brânză și cu... Aveam de ales între asta, pește, știți că nu mănânc pește, și miel, nici miel bun. Și așa că m-am luat paste. Pastele oricum sunt totdeauna bune. Iar eu mi-am luat peștic. Și fix asta o să gust acum. Restaurant. Hello. Oh my god. Yes. Can you have everything? Can you leave here the cart? Un bat joc de corpul meu, de ce am mâncat. Cred că n-am mâncat toată săptămâna când am mâncat în seara asta. Astăzi nu mai știu cum am să facem cu mâncare. Mă, arată genial. Au și tiramisu, au și vezi înghețat, au și... Ce cum, ce spectacol ăsta. Deci am luat de toate. N-am luat de toate. Cred că o să mă dea jos din avion. Maybe you wanna try? Yes. Tiramisu. Why
înclinat. Dacă nu știu tu, ești cu desertul, nimeni nu mai știe. Eu sunt șocată că e ca un fel de bufet suedez, gen, adică e... Nu mă așteptam, de ce vine și îți pune farfuria în față. Băi, uite, cineva m-a cerut acolo în față și îi pune. V-am zis, oamenii ăștia sunt genial pe partea de ospitalitate. Thank you very much. Thank you very much. Absolut genial. Ce e aici, băi, ce binecuvântare. Thank you. Thank you very much. Super tare, Gagiu, super tare. Deci uitați-vă cum arată, e perfect. Vă înghețată în avion, pe bune? Doamne, cât de bune înghețată de vanilie. Totul e bun. Avem aici și clătită. Pancakes, mami. Este clătită cu caise și cu ciocolată deasupra. La bordul avionului, pe partea de mâncare, este o reclamă la Turcia. De ce asta fac? E marketing turcesc. Veniți în Turcia, ca așa e Turcia. Sincer, felicitări. Sigur, nimeni nu o să vadă clipul ăsta de la Turkish Airlines, dar... Eu cred că am mâncat de când am urcat în avion ăsta 10.000 de calorii fiecare. Deci, eu cred că mai mult de 10.000 pot am mâncarea. Știți că eu sunt picky la mâncare și că nu încerc chestii noi. Nu știu, frate, am gustat din supă, am, adică a fost genială. Tot ce am mâncat a fost senzațional de bun, adică... Am mâncat ca tot avionul. Am tras frumos aici toate cele. De fapt, fetele stewardesele au venit cu inițiativa și au tras în tot avionul obloanele, nu știu cum se numesc astea. Chestiile de la geam. Jalozele, obloane, au dat drumul la câini și au făcut patul, au venit, au pus față de pernă la pernă, ești nebun la cap, e lux și opulență. Adică e ceva... Nu, e un lux și opulență extraordinar, Turkish Airlines for the win, gin tonic. O să băgăm un șlafon așa rapid, mai avem vreo 6 ore mai avem, nu, mai mult, 7 ore. Perfect. 7 ore până la destinație, deci au trecut 3. Dar vreau să mă credeți că n-am nici cea mai vagă idee cum au trecut orele astea. Am mâncat, îți spun eu. Le-am mâncat, orele astea le-am mâncat pe pâine, a fost genial. Bă, bună, Nic, mai citim. Alea. Avem popcorn. Avem popcorn în avion, sunteți nebuni? Nu cred așa ceva. Avem multe chestii la avion aici, lângă, fix lângă noi, este un sertaraș așa cu multe bunătăți. Alune, popcorn, ciocolățele, fel de chestii. Și poți să umpli la el? Ba mă, lași! Iu-tu! Ce avem aici? Avem fructe mere. Avem biscuiți. Cred că astea sunt stafide. Popcorn. Dar o băiete, bă. Și ciocolățele, uite. Bă, trebuie să te târzești tu, ca să-mi dau și o seama. Neața la cafeluță. A venit micul dejun. Micul dejun din... Asta e micul dejun sau ce e asta? Da, before landing. Before landing, numai că nu mai e micul dejun, că e... În România este 10 și jumătate, la New York e 4 jumate, adică... sau ceva de genul, nu știu. Să vă dați seama că e un haos în capul meu acum, fusul orar și toate cele. În fine, ce vreau să zic e că a venit mâncarea, asta știu cu siguranță, asta e mâncare. Deci asta este... Ce acolo? Avem salată de pui cu dressing de muștar. Încerc să-mi dau seama. Asta este Turkish style fried aubergines with slow roasted. Deci asta este sunt vinete în stil turcesc cu roșii și sos de iaurt. Este un preparat rece ca să te trezească. A fost foarte bun ce am mâncat aici. Aici cu vinetele m-am oprit că mi-a adus aminte Georgiana. Marian, vezi că tu ai arsuri de la vinete. Mulțumesc, Georgiana.
tot timpul uit. Iar limonada asta, mi-o-s diu. A venit tipa de, și mi-a zis că what's your choice for main course? Care este alegerea pentru felul principal? Habar n-am, că avem și felul principal. Desigur, am ales, aveam de ales între quinoa, salată de quinoa, salată de quinoa cu ardei cop, rece, și shrimp cu, adică, crevete, cum o se dice, cu orez. E ce sos? Samurai, ce la acolo? Nu, e curry. Curry, so, oh, minunat. Bă, am mâncat tura asta, adică, Dumnezeule, adică bate la cor tot ce am mâncat până acum la business class. Trebuie să vii, să te duci la New York cu Turkish la business doar ca să mănânci și după aia e bonus restul. Suntem deasupra Canadei. Și pot să zic cu mâna pe inimă că am mâncat excelent. Dacă mergeam la cel mai fițos restaurant din București și mâncam așa ceva, nu comentam nimic. E excelent, frate. Am ajuns la destinație, 10 ore mai târziu. Georgiana. Da. Asta a fost aventura la business class. Da. Am ajuns în New York. Sper că vi s-a părut interesant acest clip. Dacă da, abonați-vă pe acest, la acest canal. Doamne, trebuia să dormi mai mult pe avion. În schimb, eu am citit și am băut gin. Eu am dormit. Pentru orice, nu mai fac greșeala asta.